Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Unde dacă le dăm în fiecare an, atunci nu fac nimic. Acum, dacă doar împrumută și da, o să facă și investiția, cred. Și în felul ăsta această problemă nu mai tărăgănăm de ani de zile. Că le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Că le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Aroganța PSD-ilor la adresa severinenilor depășește orice limită de bun simț, după ce în iarna trecută Pont avea de gând să ne lase să înghețăm în apartamente și puțin mai lipsea să spună despre Severin și implicit despre severineni că nu sunt în stare de nimic. Acum Ponta, plagiatorul numărul 1 al țării, știu ce a lintat ca responsabilul Vesel, mai că și arogă și podul de peste Dunăre construit de către Apolodor din Damasc, care nu era nimeni altul decât un PSD-ist bun prieten cu Ponta. Cât de greu ne-a fost Coranul? Știu foarte bine de câte ori m-am văzut cu domnul primar și cu domnul viceprimar, viitor primar, ce facem cu încălzirea orașului. Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Cât de greu ne-a fost Coranul, știu foarte bine de câte ori m-am văzut cu domnul primar și cu domnul viceprimar, viitor primar, ce facem cu încălzirea orașului. Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Cât de greu ne-a fost Coranul, știu foarte bine de câte ori m-am văzut cu domnul primar și cu domnul viceprimar, viitor primar, ce facem cu încălzirea orașului. În rest, aroganța PSD-ilor de la Năstase încoace ne lasă un gust amar. Ponta chiar crede ce spune, din păcate, și tipic PSD mai are puțin să spună despre oameni că li s-au urât cu binele. Normal, binele este cel adus de mafia PSD. O să luăm de la capăt cu lucrurile bune, după care, după ce facem lucruri bune, o să ne schimbe iarăși. Așa e românul, când e bine, după aia e prea mult bine. Așa e românul, când e bine, după aia e prea mult bine. Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin. Cât de greu ne-a fost Coranul, știu foarte bine de câte ori m-am văzut cu domnul primar și cu domnul viceprimar, viitor primar, ce facem cu încălzirea orașului. Așa e românul, când e bine, după aia e prea mult bine. Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta, turnul Severin.